Bună dimineața din nou, mulțumesc foarte bine. Astăzi gătesc berbecuț drăguț, așa l-am denumit. Și aveți nevoie cu siguranță de următoarele ingrediente. Cele mai fragede cotlete de berbecuț, asta trebuie să le căutați. Obligatoriu să aibă și un pic de grăsime. Aceasta joacă un rol extrem de important la cărniță. Și anume aduce frăgezimea, ceea ce înseamnă un lucru foarte bun. Mai aveți nevoie de cartofi pentru garnitură. Eu am optat și pentru niște ciuperci, dar o să vedeți pe parcursul emisiunii ce am să fac cu aceste ciuperci, pentru că au un rol foarte important. Și bineînțeles sosul care este de fapt și marinat pentru cărniță, și acesta este foarte important. Sosul se compune din, în primul rând, mentă, foarte multă mentă și în proporții egale și pătrunjel. La sos mai adaug un pic de usturoi, suc de lămâie și coaja de la lămâie, pentru că nu-i așa, trebuie să fie și parfumat în același timp. La sos mai adaug și ardei iute, trebuie să fie picant, ardei iute tocat foarte, foarte mărunt și foarte puțină boia. Toate aceste ingrediente pentru sos le puteți adăuga într-un blender și peste care adăugați uleiul de măsline. Joacă iarăși un rol esențial în această rețetă, pentru că acesta creează emulsia din restul de ingrediente. În această emulsie lăsați la fezandat cotletele de berbecuț o oră, chiar două, la frigider, iar apoi le preparați fie pe grătar, fie într-o tigaie, nu mai mult de 2 minute pe fiecare parte. Iar, ca să vă dau un sfat așa, dumneavoastră gospodinelor, îl puteți continua prepararea la cuptor. Însă este foarte important să încingeți foarte bine tava, cuptorul să fie foarte bine încins, să le așezați în tava de cuptor și foarte fierbinte, așa cum v-am spus, și să continuați procesul termic, nu mai mult de 3 sau 4 minute, pentru că acesta, fiind foarte subțire, se prepară foarte, foarte rapid. Garnitura, cartofii clasici la cuptor, însă eu astăzi o să încerc și o altă garnitură, și anume cartofi natur fierți împreună cu speclă roșie. Astfel am să le dau o culoare de toamnă, o culoare foarte plăcută și, nu-i așa, un pic de diversificare, să zic așa, la garnitura unui berbecuț drăguț. Băieți,